Sunt imagini, doamnelor și domnilor, cu dezastrul provocat de viituri în Bușteni. Mirabela Dumitrache, colega noastră, este la fața locului, vine cu detalii de acolo. Te ascultă, Mirabela. Imaginați-vă, după aceste imagini pe care tocmai le-ați văzut, aceste imagini dramatice, imaginați-vă acel șuvoi de apă cu ce repeziciune a intrat și a distrus totul în cale. Până aici a ajuns apa, vă arată acum George Gadană, vă filmează ca să vedeți exact ce cantitate de apă a intrat în casele oamenilor din orașul Bușteni. O femeie locuiește în această gospodărie, în această casă. O femeie filma pur și simplu ce se întâmpla și cum șuvoiul de apă îi inunda toate încăperile. În această dimineață au scos ce a mai rămas, toate bunurile, dulapurile, toată aparatura. Nu este însă singura cameră, singura încăpere afectată, sau nu este cea mai afectată, să spunem așa, pentru că mai toate camerele în momentul de față au fost afectate, iar oamenii încearcă să recupereze ce a mai rămas, să-și recupereze bunurile. Da, încercăm din răsputeri. De azi dimineață, de când am ajuns în orașul Bușteni, oamenii poartă cizme de cauciuc, mănuși în mână și încearcă să-și mai salveze bunurile, dacă alții zile. De trei zile nu ieșim, nici din cizme, nici din aceleași haine, efectiv nu mai ne-a rămas. Se roagă oamenii, sau se bucură, mai bine spus, mulțumesc cerului pentru că au scăpat cu viață după acele imagini absolut dramatice și după acel torent de apă care a măturat totul în cale, inclusiv bucăți de asfalt, inclusiv diguri au fost decopertate, au fost măturate. Așa arată în momentul de față mai toate camerele acestei gospodării. Este cea mai afectată. Afară, dincolo de acești pereți, sunt utilaje de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, de la Salvamon, Bușteni și Jandarmerie, care încearcă să strângă toate toate aluviunile aduse de șuvoiul de apă și să le elibereze curțile oamenilor. 65 de gospodării distruse, au fost oameni evacuați, inclusiv un copil de numai 6 ani a fost la un pas de o tragedie. Astăzi este în derulare toată această operațiune de salvare, de eliberare a curților de aluviuni, un plan care se va desfășura până spre seară, pentru că întregul oraș este extrem de afectat. Mirabela, mulțumim foarte mult. Lacrimi și disperare în localitățile din Alba, devastate de viituri. Oamenii încearcă să salveze ce se mai poate, însă pagubele sunt uriașe. Casele sunt pline de mâli, iar aluviunile aduse de viituri au lăsat un adevărat dezastru în curțile oamenilor. Iuliana Damian este în comuna Sohodol. Vine cu mai multe detalii. Iuliana. Aici, în localitatea Sohodol din județul Alba, este în continuare prăpăd. Ia uitați-vă ce este în curtea localnicilor. Este dezastru. După atâtea zile, și nu pentru că nu sunt oameni gospodari, pentru că sunt oameni gospodari aici în localitate, iar de când a venit viitura, acești oameni n-au mai închis un ochi, pentru că lucrează în continuu să își curețe curțile și casele de mâl și de aluviuni aduse de puhoaie. Însă mai au mult de lucru, pentru că totul este distrus. Le-au distrus anexele din gospodărie, apa le-a intrat până în case, le-a luat toate bunurile agonisite de o viață. Absolut totul este distrus. Da. Așa e, doamnă? Da, tot. Vedem tot că distrus. Da. O distrus bucătăria de vară, o distrus cocinile, porcii, mi-au dus tot din bucătărie. O venit aici o apă de nu se mai vedea om cu om. Am crezut că murim. Uite, ne-au dus. Vedem aici piatră. Da, uite, de pe zidul ăla o dus grajdul, o dus cocina, o dus porcii, o dus tot, o dus fânul. Deci aici era grajdul animalelor. Da. Ne-au dus tot. Nu mai avem nici în curte, nici o greblă, nici o furcă, nici nimic nu mai avem. De atâtea zile lucrați în continuu, să faceți curățenie, să strângeți lucrurile. Păi am avut aici o apă de era, cred că, 2 metri. Nu m-am fugit la pădure, că nu mai scăpam. Ați fugit să vă salvați da, viața? Da, să ne salvăm. Măcar să scăpăm noi. Pui cu găini, cu tot mi-au dus. Deci nu v-ați mai gândit la nimic în momentul acela decât să vă salvați viața? Da. Uite câinele, o scăpa săracul. Că a fost pe o salta, într-un șopru o apucat el acolo și a scăpat. Că în rest și câinile ăsta mic murea. Ne-a dus totul, ne-a dus vai și amar, nu mai avem. Cu ce ați rămas acum? Cu disperare? Cu hainele toate distruse, cu tot. Și uite, lemnele mi le-a dus, am avut lemne pregătite pentru iarnă, a dus totul. Tot. Toată agoniseala de o viață, tot ceea ce acești oameni au reușit să strângă până acum, s-a dus, a fost luat de puhoaie. Așa cum spunea și doamna, nu s-au gândit în acea clipă decât să își salveze viața, pentru că erau în pericol. Toate bunurile lor materiale nu mai sunt acum. Au dezastru în curte.
Și mai au mult de lucru până când vor reuși să strângă tot de aici. Încearcă să recupereze ce mai pot recupera, însă sunt prea puține lucruri care mai pot fi folosite.